Am să mă întorc puțin în timp ca să vedem de unde, cum a apărut sau cum s-a format sau cum ai crescut tu cu acest apetit pentru lucrurile speciale, acest curaj de a face lucruri pe care poate că alții nu le fac. Și am să mă întorc puțin la copilărie ta. Pentru că mi-ai spus la un moment dat un lucru care spune așa: scriptul după care gândim lumea și interpretăm binele și răul, apropo de valori, de a rămâne împreună cu prietenii, de aventură, se formează când suntem copii. Și apoi mi-ai mai spus un lucru, și anume, curajul este ceva ce am învățat de la mama. Spune cum s-a întâmplat lucrul ăsta, cum era când erai mic, ce îți spunea când erai copil? Da, eu am crescut în... Aici ești tu, la în clasa întâia, nu? Deci așa, când erai cred că, așa. Cred că e poza standard pe care o avem toți acasă. Cu care n-ai fotografii, de altfel. A fost complicat cu fotografiile de data asta. Da, eu am crescut într-un cartier, să zic, mai rău famat al Ploieștiului, Malul Roșu se numește. E un fel de ferentar, să zic, al Bucureștiului. Și da, vă dați seama ce am învățat și ce colegi de bloc și de cartier aveam și făceam prostii și ne băteam tot timpul. Iar mama, tot timpul când veneam lovit acasă, în loc să mă certe, mă încuraja că o să fie bine, să stau liniștit, că nu e nicio problemă. Și asta mi-a dat curajul să fac lucruri noi. Chiar dacă am făcut multe nebunii de-a lungul timpului și am greșit de multe ori, dar mi-am dat seama că atunci când greșești, ai pe cineva aproape. Și m-am întors la ea tot timpul când m-a durut sau când m-am lovit foarte tare, chiar și ca adult. Și toate experiențele astea, chiar dacă au fost, eu știu, negative, mi-au lăsat, s-au adunat și m-au ajutat să cresc. Și cum faci acum? O sun și îi spui, aș vrea să vorbesc ceva cu tine? O sun și îi spui, uite, am o problemă. Da, merg pur și simplu, am cheia de la ea. Serios? Deci te duci așa în vizită neanunțată la mama ta, te așezi pe canapea și îi spui, acum aș vrea să vorbesc cu tine. Da, și se bucură. Se bucură. Soția mea mai spune, stai, nu suna la ora asta, sau eu îi zic, haide, stai copii, sau fă o chestie, sau vino așa, spune, stai, nu acum. Păi, nu, lasă, că se bucură, că sentimentul de utilitate cred că începe să se piardă pe măsură ce oamenii avansează în vârstă. Și dacă eu îi dau chestia asta, înseamnă că îi dau ceva foarte valoros. Mamei tale. Da, chiar dacă o pun să facă un efort, dar are un sentiment de utilitate, că este utilă pentru mine și pentru copii și pentru ceilalți. Uh-huh. Și trec peste rușinea asta și cred că e o chestie foarte bună și oamenii apreciază mult mai mult, adică e o chestie mult mai profundă. E important să te înconjori cu oamenii care să te inspire și care să te descarce de probleme. Să nu... Ok, na, fiecare vrea și el la rândul lui să fie ajutat și să primească ceva. Și mai e un lucru pe care eu l-am făcut și m-a ajutat foarte mult. Am făcut sport și am redescoperit sportul așa la intensitate mai mare acum vreo 7 ani, m-am apucat să alerg. Uh-huh. Și alergatul ăsta în fiecare zi, sau mă rog, dacă nu în fiecare zi, la 2 zile, sau bicicleta, sau notul, sau un sport făcut la intensitate foarte mare, m-a ajutat să mă curăț. Pentru că ne încărcăm cu foarte multe frustrări, sau stres să-l numim, care lucrurile astea vin de la o furie nemanifestată. În societatea actuală nu putem să ne mai manifestăm furia, să spargem, să distrugem, să înjurăm, să batem. Nu, care, na, e un mod, până la urmă, sănătos să îți vergi furia. Da. Dar nu mai poți să o vergi. Iar sportul ăsta la intensitate mare te ajută să te cureți. Efectiv, îți reduce nivelul ăsta de furie și de stres și ești curat. Ești curat, curat. Și pe urma asta cu alergarea n-a fost o experiență, ți-am trimis și niște poze foarte, foarte frumoasă și
Am început cu chestii 2 km, 5, 10, după care semi-maratoane, după care am alergat 2 maratoane pe șosea, să zic, după care am fost la maratoane pe munte. Pe maratoanele pe munte, o lună de zile nu putea să mă lovească nimic, că zâmbeam în continuu, eram... Te descarci de toate problemele și te încarci de energie pozitivă încât zici că e un drog. Dar este un drog cât se poate de natural. Și el îmi tot spunea, haide, uite, fă sport, o să te ajute să te mai liniștești, haide, fă Erai sport. Erai agitat? Rău? Eram agitat, da. Eram Cum agitat. Făceai? Înjuram, aruncam, ca să mă descarc într-un fel. Da? Adică chiar erai nervos, da. Furios și la da, birou și da. Acasă? Și da. Ok. Și eram într-o zi, chiar mă plimbam prin parc și într-o mână pachetul de țigări, în cealaltă mână cu... Coca-Cola. Așa, și am văzut oameni care alergau și am zis, ia să mă duc să mă apuc și eu să alerg. Am lăsat țigările și n-am mai fumat de atunci, am lăsat Coca-Cola, mă rog, pot să zic că n-am mai băut, dar... Așa, și mi-am luat echipament, am început să alerg. Și am alergat la început vreo 400 de metri și eram leșinat, după care a doua zi m-am dus și am alergat vreun kilometru și ceva și chiar am toate alergările logate, le-am păsat, am... două aplicații din asta de alergare. Și de atunci am tot alergat și am început să alerg și mai mult și mai mult. Chiar Miguel, care e aici în sală, nu-l văd, la un moment dat, prietenul din Azore, la un moment dat a început să alerge cu mine și a început să alerge și el, un kilometru, doi, cinci, zece și am făcut semi-maraton împreună. Deci asta cu alergatul, cred că e o provocare pe care chiar vă adresez și este foarte, foarte, foarte ca lumea. Și ajungi să te descoperi pe tine în momentele alea. Și nu neapărat, eu nu ascult muzică, nu ascult nimic, chiar stau eu cu mine. Și dacă reușești să stai tu cu tine, 4 ore și să faci un efort din ăsta de intensitate destul de mare, înseamnă că stai bine. Și că ai ajuns la un nivel bun de înțelegere tu cu tine. E ceva anume ce ai descoperit despre tine și nu știai în alergând un maraton, de exemplu, care înseamnă ore bune sau în genul ăsta de efort fizic prelungit? În primul rând m-a ajutat să mă disciplinez. Mm. Am mai povestit noi de... felul meu de a fi, mă apuc de un lucru, îmi vine și o altă idee și mă apuc și mai scriu și altceva și tot... Arborescent, nu cum i-ai spus? Divergent. Divergent. Așa. Și alergatul m-a ajutat să mă disciplinez, pentru că dacă vrei să alergi, trebuie să dormi. Dacă ca să dormi bine, trebuie să mănânci bine. Ca să poți să dormi bine, iarăși trebuie să îți rezolvi toate problemele neadresate cu, cu capul, cu problemele venite din trecut. Și chiar trebuie să le scoți la suprafață, nu poți să le lași acolo, pentru că te trezești dimineața și nu mai poți să dormi, te gândești la lucrurile nasoale și dacă nu le-ai rezolvat. Și se leagă între ele și am reușit să fac lucrurile astea din ce în ce mai bine, și cu nutriție și cu somn și... sport și adresarea problemelor profunde și am reușit să maximizez în felul ăsta nivelul de energie. Când am plinit 14 ani, am început să... Sau nu, cred că aveam... Da, 14 ani. Mergeam singur de la Ploiești la București cu trenul așa și schimbam tot felul de jocuri, casete la liceu de informatică. Cele mi-am pe făcut... care tatăl tău de altfel avea muzică. Da, tata avea și magnetofon și casetofon și trăgeam jocurile pe
benzile de magnetofon pe care el avea muzică. Ce bucurie! Și erau jocurile alea cu țiuit, așa. Ce bucurie pentru el trebuie să fi fost. Da, și cred că mi-am făcut o colecție de vreo 600 de jocuri, mi-am făcut un catalog frumos. Aveam pe fiecare bandă, știam, aveam un counter care îmi spunea la cât începe fiecare joc și mergeam pe la școală sau la diversi oameni la care eram recomandat și le făceam custom casete cu jocuri. A, deci era, și le vindeam. Le combinai jocuri în așa fel încât să primească o casetă cu jocurile pe care le vor. Exact, avea da. Ei îmi selectau, da, și aveam banda 2 și mă duceam la fratele meu și îi spuneam, înregistrează banda 2 de la 135 aveai la 104. Și aveai echipă. Da, aveam echipă. El se ocupa de operațiuni, eu mă ocupam de sales și marketing. Și banii unde erau? Și luam 100 de lei, banii la mine, da. El era prea mic. El era minor. Și luam 100 de lei pe casetă și câștigam bine. Adică era, că aveam ultimele noutăți. Era... Cam asta era cu drepturile de autor la vremea respectivă. Mai aveam și ceva muzică, dar foarte mult jocuri. Din asta făceam treabă. Ceva oare ce te-a învățat experiența asta foarte timpurie? Pentru vremea aia și chiar pentru ziua de azi. E ceva ce te-a învățat și ți-a folosit mai târziu, oare? Da, a fost o experiență la un moment dat. Am dat peste niște băieți care mi-au zis, uite, hai, dă-ne și nouă două casete, dar n-avem casetele noastre. M-am dus, eu am cumpărat niște casete, le-am dat, hai că-ți dăm banii mai încolo. Dar m-am dus, hai, dați-mi banii, hai, mai dă-ne încă una, le-am mai dat încă una, așa, păi, dați-mi banii și până la urmă, nu numai că n-au vrut să mi dea, m-au și luat la bătaie. Na, la 15 ani, 14 ani, nu era... Da, e bine că... Și, na... Puteam să aleg între hai să îmi strâng și eu prietenii și să ne batem sau să merg mai departe. Și am ales să merg mai departe. I-am ignorat și mi-a fost bine. Și asta e un lucru pe care l-am aplicat tot timpul. Pentru că se va găsi întotdeauna cineva care să vină să îți ia ceva, să, nu știu, să te înșele, să... Na, eu cred că oamenii sunt buni. Cred că fundamental sunt buni și sunt toți buni. Dar la anumite momente de timp, constrânși de anumite lucruri, situații, se întâmplă să te lovească. Și dacă începi să te bați cu fiecare în parte, s-ar putea să pierzi direcția de înainte. Vorbește-ne puțin despre acest fel al tău de a lua decizii și cum ți-l-ai antrenat, pentru că cred că e unul din lucrurile dificile pentru fiecare dintre noi, pentru mine cel puțin este, să hotărăsc care dintre variante este mai bună. Merg pe, cum spui tu, da? Dacă e 49-51%, n-am niciun fel de problemă, mă duc pe 51% fără să mă mai gândesc. Care este algoritmul, dacă vrei, raționamentul, felul în care gândești în momentul în care iei o decizie și îți este atât de ușor să spui da sau nu, chiar dacă sunt apropiate între ele variantele? Da, acum la unele chestii încerc să nu iau decizii, adică să las lucrurile simple, să nu mă implic foarte mult. Gen, nu știu, cu ce mă îmbrac azi. Pur și simplu, iau cămășile la rând, e soția mea. Ești deschisul la mușoiei pe următoarea? Da. Ok. Așa, sau nu știu, ce mănânc sau... E foarte simplu, dacă merg cu cineva la masă iau cam ce mănâncă și celălalt, sau dacă merg cu
nu știu, soția sau așa, iarăși mă ceartă. Spune, uite-te și tu, spune și tu ce vrei. Nu vreau să iau deciziile astea, am altele de luat. Pe urmă, când am o decizie de luat și n-am multe care implică oameni sau sume mari de bani sau care afectează câteodată viețile oamenilor. Încerc să mă gândesc, în primul rând, care este obiectivul, care sunt factorii care pot influența obiectivul respectiv, și încerc să sparg lucrurile cât mai rațional. După ce îmi dau seama și îmi fac puțin context, decizia este mai ușor de luat. Și în momentul în care am luat-o și luarea unei decizii înseamnă renunțarea la ce s-ar fi întâmplat dacă. Uh-huh. Și renunț foarte repede la lucrurile astea, nu le car după mine. Problema în luarea deciziilor este tocmai asta. Este frica de varianta cea. Dacă am luat decizia proastă, asta e, la decizia proastă, o să vezi sigur la un moment dat. Ți s-a întâmplat să iei decizii proaste? Multe, foarte multe. Te poți gândi la vreuna? Nu știu, dacă vorbesc de business, am investit bani aiurea în tot felul de proiecte care n-au mers, fără să fac analiză suficientă. Și din toate deciziile astea greșite, și chiar e o chestie tare în cartea asta pe care am adus-o și pe care vă recomand, se numește Startup Nation, fără legătură cu programul Startup Nation al nostru, este o carte despre mentalitatea societății izraeliene și despre, mă rog, o poveste frumoasă cu formarea statului Israel și ce înseamnă mentalitatea asta. Și ei spun așa, dintr-o chestie pe care ai făcut-o greșită sau bună, când s-a terminat, tot timpul trebuie să înveți ceva. Iar, nu știu, câștigul real al unui lucru făcut nu este faptul că ai făcut bine ceea ce trebuia să faci, este ceea ce înveți de acolo. Ăla este câștigul real care te va ajuta în viitor. Și asta am învățat și mai departe și am aplicat-o în business și am aplicat-o în firmă. Și am lăsat pe oameni să ia decizii, să ia decizii câteodată chiar greșite. Chiar dacă eu îmi dădeam seama că sunt decizii greșite, pentru că aveam mecanismul ăsta de debrief, de analiză după ce se întâmplau lucrurile și eram conștient că ei vor învăța ceva din treaba asta și vor învăța ceva cu o profunzime mult mai mare decât dacă le-aș fi spus eu, fă așa, că spun eu că e bine. Ce întrebări pui, apropo de debrief, ca și tu și oamenii și toată lumea să învețe ceva? Întreb de 5 ori de ce. Și cam trebuie să spună de ce de vreo 5 ori la rând. Pentru că. Ca să ajungi de la o chestie, nu știu, destul de high level și abstractă la o chestie acționabilă. Pentru că din chestiile acționabile și din detalii încep să înveți și învățând din chestia asta poți să schimbi un proces, poți să-l îmbunătățești, poți să-l faci mai bun, să reduci pierderile sau să-l faci mai bun pentru client. Cum faci să scoți frica dintr-o organizație? Cred că arătându-le oamenilor trei lucruri. Odată trebuie să le dai un sens. Trebuie să le explici oamenilor de ce fac ceea ce fac. Și asta, na, știi povestea care m-a inspirat pe mine. Eram în state, în Manhattan, când construiau Millennium Tower.
turnul făcut lângă, da, lângă turnurile gemene. Și acolo am văzut o chestie foarte tare, toți oamenii care lucrau acolo în șantier și în jurul șantierului aveau pe spate We Are Building America. Construim America. Da. Și chiar mi s-a părut, păi, pe bune la început, deci așa, și erau, na, oamenii trăgeau. Îți dai seama că pare o distanță destul de lungă de la ăla care, nu știu, conduce camionul acolo pe șantier sau eu știu ce, da, face niște lucruri de bază și construiește America. Dar el spune, uite, aici am lucrat eu și am construit turnul ăsta aici, am pus și eu mâna și am făcut ceva. Și mi-am dat seama, da, și mi-am dat seama cât de important este asta pentru oameni. Le dai un sens, pentru că oamenii își petrec cât? 8-10 ore pe zi, da, la birou. Da. Și e, na, un efort foarte mare pe care îl pun. Și dacă nu știu de ce pun asta, nu-ți dau randament pe termen lung. Și mai mult decât atât, tinerii care intră acum în câmpul muncii, să spunem, sunt din ce în ce mai curioși de ce facem lucrul ăsta. Adică chiar este o chestie bună. Sunt mult mai... O altă mentalitate față de muncă decât, da, am avut noi sau... să ne bage cineva în seamă, să ne dea niște, da, bani, să ne pună, da, să facem, da, ceva, da, și făceam. Și pe urmă, da, ne prindeam noi ce se întâmplă și... Asta una, deci asta cu sensul. După care a doua e o chestie iarăși foarte importantă, este cea de impact. Omul vrea să vadă că făcând ceea ce face, reușește să producă ceva. Ceva măsurabil, ceva... Și aici am avut o discuție interesantă cu o directoare unei bănci mari de la noi și care m-a întrebat, voi ce faceți cu zona asta de programatori? Că la noi pleacă și ne este foarte, foarte greu să angajăm. Da. Și am zis, uite, am întrebat-o, ce fac oamenii? Păi lucrează să rezolve bug-uri din alte țări și din tot felul de moșteniri ale sistemelor vechi și niște chestii super abstracte și, da, complicate. Și... normal, da, că nu vezi rezultatul muncii tale, nu iese nimic, știi? Te duci și lucrezi și lucrezi și lucrezi, ok, ești plătit, bine, dar până la urmă nu vezi ceva palpabil să se întâmple. Și le spunem oamenilor, uite ce ai făcut și ce s-a întâmplat pe partea cealaltă. Și discuțiile și rezultatele noastre sunt foarte transparente. Care rezultatele nu sunt doar cele financiare abstracte pe care oricum nu le înțeleg toți. Vorbim și de ce s-a întâmplat din punct de vedere client și de serviciile pe care le-am construit și lucruri la care ei au lucrat. Și arătându-le asta, oamenii sunt, deci simt sens, impactul. Impact. Sens, impact și a treia, iarăși foarte importantă, e perspectiva. Mai ales pentru oamenii care lucrează în zona creativă, nu știu, muncă ce mai inteligentă. Perspectiva de creștere a lui, perspectiva de creștere a companiei, perspectiva lui să se dezvolte, deci să facă altceva. Pentru și că... eu și noi încotro ne îndreptăm. Da, nu cred că vrei să faci o chestie iterativă, același lucru și să intri într-o rutină. Vrei să vezi că organizația asta e una vie în care tu te dezvolți. Și oamenii au nevoie de perspectiva asta. De ce văzută din afară, nu știu cum arată văzută din interior, că n-am lucrat acolo, dar se pare că bine. De ce văzut din afară EMAG este un loc atât de nesuferit? Nu e chiar nesuferit, e greu. De ce? E greu pentru că se muncește foarte mult.
Și hai să nu zic că asta cu work-life balance nu e importantă, dar este greșit înțeleasă de cele mai multe ori. Este greșit înțeleasă în sensul, hai să alocăm mult timp să ne distrăm, cam tot atâta cât alocăm să muncim. Dacă tu chiar vrei să construiești ceva, și aici nu vorbesc să construiești ceva, să faci tu un milion sau cinci sau câte vrei ca să-ți iei o casă sau o barcă sau eu știu ce. Dacă vrei să construiești un business mare, care să fie un business mare, trebuie să muncești. Nimeni care a construit un business mare în Europa, lume, așa, nu l-a făcut așa, din pix și din șmecherie. Trebuie să construiești niște sisteme care să funcționeze. Ca să construiești sisteme, e al naibii de greu. Știi că râdeam și vorbeam de Elon Musk mai devreme. Are foarte multe idei. Hai să vedem tunelele alea care vor lega toată California și așa până una alta. Și cu Tesla e destul de greu, că și-a dat seama că nu poate să producă. E la între 10 și 20% din cât ar fi trebuit să producă. Uh-huh. E foarte, foarte greu în momentul în care te apuci să execuți o idee. Ai spune, ce mare lucru o fi să facem și noi o autostradă să traversăm munții. E complicat. E al naibii de complicat. Este o super tehnologie de care ai nevoie și pe care noi s-ar putea să nu o avem aici și pe care trebuie să o plătești. Ați spune, nu știu, la un depozit, ce-o fi așa greu să crești, să livrezi de la 50.000 de pachete pe zi la 100.000 de pachete? Păi al naibii de greu. Am luat, printre cei mai buni oameni din România, școliți pe afară, s-au plimbat. Am luat și un consultant pe care îl plăteam cu 10.000 de dolari ziua, american. Așa, ne-am dus pe la târguri prin toată lumea ca să învățăm și să luăm knowledge-ul ăsta. Și am și investit foarte mult. Numai anul trecut am investit 10 milioane doar pentru chestia asta. Este greu și lucrurile se bazează pe muncă și, bineînțeles, o muncă inteligentă și pragmatică, adică să faci ceea ce trebuie. Iar aici nu pot să zic că nu e pentru toată lumea, dar sunt oameni care nu rezistă. Nu e pentru toată lumea. Care nu rezistă la zona asta și este o muncă care, până la urmă, putem spune că e una de creație. Poate că nu creația în sensul artistic, așa, dar e creație, adică face ceva nou care nu există în și în momentul în care creezi ceva, e al naibii de greu, pentru că nu ți iese din prima și trebuie să mai stai, să te mai gândești, dar de ce nu mi-a ieșit? Și încep și sap și prin cifre și în discuții și s-ar putea să ai zile, săptămâni care să nu vezi că ies lucrurile, dar pe urmă când îți iese, păi atunci treci pe un alt nivel de satisfacție și îți dai seama că ai făcut ceva greu. Și aici nu te bați cu jucători din local, te bați cu jucătorii internaționali care vin la un moment dat. Și ca să poți să te bați cu ei, trebuie să fii mare. Cum îți vezi tu rolul în tot acest angrenaj? Care e menirea ta în toată această poveste care trăiește la 150 de kilometri la oră, 24 de ore pe zi? Cred că sunt, pe de o parte, un păstrător al viziunii și al culturii din companie. Și trebuie să îi inspir pe oameni cu de-ce-ul ăsta și cu toate poveștile. Pe urmă trebuie să îi servesc cu ceea ce au ei nevoie pentru a-și face treaba mai bine, pentru că nu eu fac treaba, ei o fac. Da. Și piramida noastră este una întoarsă, în care eu stau în spatele lor și îi servesc pe ceilalți, care îi servesc pe ceilalți, care îi servesc pe cei care stau în prima linie, care aia sunt cei mai importanți. Pentru că ei fac efectiv treaba, cei care împachetează lucruri, cei care scriu cod, cei care răspund la telefon.
Și mentalitatea este, n-am avut discuții, că îți dai seama, la depozit cu avem 800 de oameni, nu toți sunt cu valorile așa cum ne-am dorit noi să fie și oamenii trebuie să-i pui într-o chestie foarte structurată. Dacă un om se întâmplă să fure ceva și pe urmă reușești să-l prinzi, nu trebuie să te bucuri, trebuie să plângi, pentru că omul ăla n-ar fi trebuit să aibă posibilitatea să fure. Adică e problema ta că e este problema mea și mai departe a managerilor care răspund de construcția sistemului respectiv, să nu-i dea posibilitatea să fure ceva. La fel, să facă niște greșeli care sunt din astea nasoale și din care omul respectiv își pierde jobul sau e treaba lor. De asta am răsturnat piramida. Nu ne bucurăm dacă îl prindem pe unul că a făcut o greșeală și gata, hai afară. Eu sunt curioasă să aflu ce înseamnă pentru tine să fii fericit, să fii împlinit. Și cum îți dai seama, așa de zi cu zi, dacă chiar ești fericit sau dacă poate aluneci într-o direcție în care nu ești tocmai ok. Da, e destul de grea întrebarea. Cred că sunt fericit în momentul în care am un echilibru. Iar echilibru ăsta înseamnă între ceea ce fac la job, între ce fac acasă, între, nu știu, viața socială cu prietenii, în să reușesc să acord timp și cititului sau experiențelor pentru mine. În momentul în care reușesc să le balansez corect, sunt fericit. Acum, spre exemplu, în ultima vreme am reușit să fac asta foarte bine și sunt fericit. Dar sunt momente în care nu reușesc să fac asta și sunt frustrat. Pentru că dai una pe cealaltă și simți că faci lucrul ăsta și te enervezi. Și asta te întorci înapoi și eu cel puțin mă întorc și mă uit ce-am făcut greșit. Ar trebui să spun nu la aia, ar trebui să spun nu la aia. Sau și mă întorc la time management și iarăși la disciplină. Deci spui mai mult nu în ultimul timp. Vorbeam, da, mai spun nu. Nu mi-e foarte simplu. Dar spun și nu. Și tai foarte multe și de aici poate și chestia asta cu pragmatismul și care pare că sunt mai distant sau... Dar nu poți să construiești o chestie mare... Da la toate celelalte cerințe. Da, trebuie să tai.